La finalul săptămânii trecute, autoritățile au anunțat că s-au epuizat kiturile necesare realizării testelor pentru depistarea coronavirusului. Autoritățile județene spun că DSP a încheiat contract și urmează să achiziționeze 2000 de truse care urmează să fie livrate la Buzău săptămâna aceasta. De la jumătatea săptămânii trecute, stocurile de kituri necesare efectuării analizelor pentru COVID-19 s-au epuizat. Direcția de Sănătate Publică Buzău a încheiat contract cu un furnizor, iar în zilele următoare sunt așteptate să sosească la Buzău aproximativ 2000 de truse de testare. Până când vor sosi kiturile de testare, toate probele recoltate de la suspecții de COVID-19 sunt trimise la București, ceea ce generează o întârziere de câteva zile bune în aflarea rezultatelor. În această perioadă, probele au fost trimise la institute medicale din București. Până în prezent au fost trimise 200 de teste pentru care se așteaptă rezultatele. Buzăul s-a mai aflat odată în această situație la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, când kiturile cu care se lucrează pe aparatul real-time PCR de la DSP s-au epuizat. Până la parcurgerea tuturor pașilor birocratici și achiziționarea testelor, toate probele prelevate de la suspecții de coronavirus din județul Buzău au fost trimise la Institutul Cantacuzino din capitală. Aparatul real-time PCR amplasat la DSP Buzău a fost pus în funcțiune pe 11 mai. La Buzău au fost testate până acum 5130 de persoane.